Apostolul și Evanghelia de Sâmbătă, în săptămâna a 13-a, după pogorârea Sfântului Duh. Apostolul, din Epistola 1 către Corinteni, a Sfântului Apostol Pavel citire. Fraților, noi propovăduim înțelepciunea la cei desăvârșiți, dar nu înțelepciunea acestui viac, nici a stăpânitorilor acestui viac, care sunt pieritori, ci propovăduim înțelepciunea de taină a lui Dumnezeu, ascunsă, pe care Dumnezeu a rânduit-o mai înainte de veci, spre slava noastră, pe care niciunul dintre stăpânitorii acestui viac n-a cunoscut-o, căci, dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul slavei. Dar precum este scris, cele ce ochiul n-a văzut și urechea n-a auzit și la inima omului nu s-au suit, acestea le-a pregătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El. Citire din Evanghelia de la Matei. În vremea aceea au făcut sfat fariseii ca să prindă pe Iisus în cuvânt și au trimis la El pe ucenicii lor împreună cu irodianii zicând: Învățătorule, știm că ești omul adevărului și că înveți pe oameni calea lui Dumnezeu după adevăr și nu-ți pasă de nimeni, pentru că nu te uiți la fața oamenilor. Deci spune nouă, cum ți se pare ție? Trebuie să dăm dajdie cezarului sau nu? Dar Iisus, cunoscând vicleșugul lor, le-a răspuns: Ce mă ispitiți, fățarnicilor? Arătați-mi banul dajdiei. Iar ei i-au adus un dinar. El i-a întrebat: Al cui este chipul acesta și inscripția de pe el? Ale cezarului, au răspuns ei. Atunci a zis către ei: Dați deci înapoi cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Și auzind ei acestea, s-au mirat și lăsându-l, s-au dus. Ajută-ne, Doamne Iisuse Hristoase, să ne dăruim și noi ție în toate zilele vieții noastre, pentru ca în toate să se proslăvească prea sfânt numele Tău în vecii veciilor. Amin.